Bună seara, domnilor, și bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Maramureșul Azi. Iată, astăzi suntem în studiourile Maramedia TV și invitatul emisiunii noastre este primarul comunei Băsești, domnul Ioan Călăuz. Bună seara și bine ați venit! Bună seara și bine v-am găsit! Mulțumesc pentru invitație! Sunteți pentru prima oară în studiourile noastre aici la TV Sighet și aș vrea în primul rând să vă spun și eu bun venit. Mă bucur să vă avem alături. Iată, sunteți unul dintre aleșii locali cu cele mai multe mandate din Maramureș. Cred că mai sunt foarte, foarte puțini. Dacă mi-amintesc bine, doamna Eugenia Gogea, cred că mai avea mai multe mandate. Dar totuși nu așa multe. Câte? 6 parcă? Da, mai sunt, mai sunt. Basoajul, 7 mandate, mai sunt câțiva. Veteranii administrației publice locale am putea să vă numim și aș vrea să vă întreb în introducere, domnule Călăuz, în primul rând, cum vedeți dumneavoastră administrația față de acus 6 mandate când ați început și ați intrat în primărie, comparativ cu anul 2018? Sunt câțiva ani buni și cred că s-au schimbat foarte multe lucruri și le-ați perceput un pic diferit față de cei noi intrați în administrația publică locală. Da, sigur, în primele mandate, primul, al doilea, asta sincer că era o onoare să candidez și să ieși primar într-o comunitate, chiar dacă e mică. Într-o comunitate mică e mai greu să ieși primar decât într-o comunitate mare. Acolo te cunoaște toată lumea, îți cunoaște pedigriu, cum să spune. Pe parcurs, primăriile și toți au intrat în aceeași oală oamenilor politici. Și simt eu că suntem tratați cam global toți. Și asta un picuț e deranjant, pentru că administrația e una, iar politica e cu totul alta. De asta eu am fost independent, am fost primar țărănist, după aia mai multe mandate independent, tocmai când am ideea de a rămâne în afara politicului. Cu sufletul am fost întotdeauna țărănist, pentru că sunt din Băsești, George Pop de Băsești, a fost președintele Partidului Național Român, rădăcina cea mai puternică a viitorului Partid Național Țărănesc. Da, vom vorbi și despre acest subiect și despre centenar, pentru că, iată, este locul în care, am putea spune, se simte cel mai bine centenarul României anul acesta. Dar până acolo aș vrea să vă întreb puțin mai multe despre administrație, despre cum e, să spunem, administrația de astăzi comparativ cu cea din, să spunem, începuturile anilor 2000. Și mai ales, spuneați, sunteți văzuți global, toți oamenii politici deja sunt așa într-o bulă a lor, că tot e la mod acest cuvânt, toți sunt fie cu probleme, fie corupți și mai puțin oameni de omenie. E adevărat lucrul ăsta. E și, până la urmă, contextul politic de așa natură. Dar totuși, știu că ați fost și una dintre primăriile care la un moment dat a avut și probleme administrative și a apelat inclusiv la ajutorul Consiliului Județean. Ce diferă mult față de începuturile mandatelor dumneavoastră comparativ cu ce se întâmplă acum? Păi acum, în primul rând, zona Codru a fost întotdeauna o zonă izolată, mai lăsată în urmă și înainte, dar și după Revoluție. Nici după Revoluție n-a fost foarte interesantă din punct de vedere politic, populația fiind destul de puțină. Deci infrastructura acolo întotdeauna a fost precară față de alte zone ale județului și nu mai vorbesc ale țării. Deci primul lucru, ne-am concentrat aici, pe partea de infrastructură. Sigur, s-a reușit câte ceva, dar nu foarte mult. Veniturile unei primării, cum sunt cele din zona Codru, sunt foarte mici, reduse din taxele și impozitele locale și micile întreprinderi care le mai avem acolo. Deci din astea nu poți să supraviețuiești. Și pentru supraviețuire mai e necesar de o parte din bani. Iar pentru infrastructură, sigur, totdeauna am fost nevoiți să apelăm la forurile județene sau naționale. Am reușit câte ceva, am prins și proiecte pe fonduri europene,
Dar avem o problemă acum. Pe fonduri europene s-au sistat la localitățile mici, sub 2000 de locuitori. Comunele din zona Codru sunt depopulate și îmbătrânite acum și niciuna nu depășește 2000 de locuitori. Deci aici avem o mare problemă. Pe fonduri guvernamentale avem și noi acum, am prins un proiect pe drumuri, chiar avem mari probleme acolo cu legăturile dintre localități. Când le-am făcut și alea, între, avem două trasee acolo, unul spre Odești, 7 km, și unul Săliște Stremț, încă 7 drumuri comunale. Am reușit să le facem de-a lungul timpului, dar pe proiecte care se cereau atunci, la mijloacele de transport de atunci, până 16 tone, cele mai grele. Acum, greutatea mijloacele de transport este mult mai mare, până la 40 de tone, și trebuie să le refacem aproape complet. Dar chiar săptămâna trecută am semnat un contract pe Programul Național de Dezvoltare și parțial o să rezolvăm și problema asta. Băsești am reușit, avem apă, canalizare, e una din puținele localități unde am reușit totul să facem, dar e necesar, mai avem încă 3 sate care așteaptă și ele. Da, dacă tot ați pomenit de cele 3 sate, să le spuneți și numele și ce probleme sunt acolo. În documentarea noastră am găsit că sunteți, să spunem, o localitate cu satele puțin mai, să spunem, răsfirate. Da, da, suntem, poate Băseștiul chiar, poate cea mai grea comună din punctul ăsta de vedere, dacă ne raportăm la 14 km de drum comunal care trebuie întreținuți de către primărie în fiecare an și peste 40 de km de drumuri laterale. Deci e foarte greu de întreținut. Suntem foarte răsfirați. Asta e o problemă și suntem patru localități și într-o localitate, într-un an, nu poți face mare lucru decât dacă reușești să atragi fonduri europene sau guvernamentale. Băsești, Săliște, Stremț și Odești, da? Și Odești, da, da. Acestea sunt localitățile. Ați vorbit despre PNDL, PNL2, acest vestit program care, iată, naște tot felul de discuții în funcție de cum este el exploatat. La ce valoare se ridică proiectele aprobate pe PNDL2 în Da, pentru comuna Băsești la 42.000. Deci 42 de miliarde. E o sumă consistentă, am putea spune. Da, da, sigur că acum e, se întinde pe 3 ani, așa e contractul, dar oricum rezolvă mare parte din problemele drumurilor. Da, sigur, mai trebuie să-i și primiți. Mai trebuie să-i și primim, sigur. Eu sper că din moment ce am semnat contractul, vor fi și banii. Da, care e modalitatea exact? Se efectuează întâi lucrările și după aceea se decontează? Se efectuează... Asta înseamnă că trebuie să aveți și un anumit rulaj. Sigur, firma trebuie să fie o firmă puternică care să-și permită să facă o parte din lucrări. Deci parțial. Parțial se plătește, după aia mai face, se plătește și tot așa. Aceeași procedură ca pe fondurile europene. Da, ați apelat la, știu eu, o variantă de credit pentru... Nu. A merge mai departe? Nu. E finanțare 100%. Foarte puțin primăria, foarte puțin, dar nu se pune problema. Deci să-i vedem în cont și partea noastră de cofinanțare o să o avem și aia. De-a lungul timpului, care au fost proiectele majore pe care le-ați derulat în comuna Băsești? Păi acum, infrastructura asta a fost, în primul rând, drumurile, asta e o prioritate, legătura între cele 4 sate, am reușit să le facem odată, dar cum v-am spus, necesită refăcute. După aia școlile, după aia căminele culturale, am reușit să facem 3, unul sperăm să-l finalizăm dintr-un sat mai mic. Așa, iluminatul, am început aducțiunea de apă și canalizare, am finalizat în Băsești, dar ne avem proiecte și pentru celelalte sate, sperăm să le putem implementa, să găsim finanțare.
Deci cam astea din punctul ăsta de vedere. Și sigur, noi mai avem și partea turistică. Băseștiu are Casa Memorială George Pop de Băsești, are Bănăstirea Băsești, obiective deci, care pot să atragă turiști în timp. Deci trebuie să intre în circuitul turistic. Da, ca să vină turiștii trebuie să aibă și unde să stea. Bineînțeles. Și asta înseamnă că trebuie să există o dezvoltare în zona pensiunilor? Da, ar fi și asta. Dar chiar și circuit cu trecere prin Băsești, n-ar trebui să lipsească de acolo nicio școală, practic, să... Maniu spunea, mergeam la Băsești ca la Beca Română, deci de partea istorică a Băseștiului, o să vă vorbesc mai încolo. Da, din punct de vedere turistic, zona se dezvoltă, în special, înțeleg, pe această parte culturală. Aveți și altfel de investiții? Mă refer aici, în special, la zona de pensiuni, nu, atracții turistice? Nu, pensiuni nu prea. Zona e destul de depopulată. Dar trebuie să punem în valoare ceea ce avem. Iar Casa Memorială George Pop de Băsești este unul dintre cele mai importante obiective din Ardeal. În 1906 Nicolae Iorga a vizitat Băseștiul și spunea că în casa de la Băsești era nu de puțin ori guvernul provizoriu Ardealului. Istoricii și cei avizați în domeniu spun că Băseștiul era a doua localitate ca simbol, ca valoare spirituală în Ardeal după Blaj. Blaj au dat școlile a căror idei și cunoștințe s-au răspândit inclusiv în Moldova, țara românească, iar Băseștiul a dat acest om care a adunat în jurul lui toate forțele progresiste ale vremii și a culminat cu Marea Unire de la 1 decembrie anul care sărbătorim anul ăsta 100 de ani centenarul. Deci George Pop a locuit acolo, nu e o simplă casă, deci a locuit, el a fost timp de 16 ani președinte a Partidului Național Român din Ardeal și el a locuit acolo, în conac, mic conac la Băsești. Acolo s-a purtat toată diplomația Ardealului. Era mai important din punctul ăsta de vedere decât orașele mari ale Ardealului, Cluj, Oradea. Acolo au fost toți liderii, nu numai din Ardeal, și deci cei din regat. Brătianu în calitate de prim-ministru, Titulescu în calitate de ministru de externe, ministru de interne, ministrul apărării, primarul Bucureștiului din acea perioadă, numai ca să vă spun câteva personalități care politice. Au prin zona da, da, care veneau la sfat la liderul Ardealului, la președinte, pentru că Partidul ăsta Național Român, să nu-l confundăm cu noțiunea de partid, ceea ce știe lumea acum despre partid. Partidul Național Român s-a format din lupta seculară a românilor din Ardeal pentru drepturile lor. Și sigur, a început cu diverse forme de luptă, cu petiții, ca să începem cu Suplex Livelus Valahor, mai episcopului Inocențe Micu Clai, trecând apoi prin diverse etape, alte forme de luptă, răscoala lui Horea Cloșca și Hășan, prima luptă de 8, a lui Avram Iancu și a lui Simeon Bărnuțiu, părintele Revoluției de la 48. La Blaj s-a stabilit un program, cele 16 puncte programatice ale Revoluției de la Blaj. Mai târziu, de aceiași oameni au format o altă formă de luptă mult mai evoluată, s-au organizat în partid ca să-și ceară drepturile, pentru că românii erau majoritari, dar singuri fără drepturi în Ardeal. Și așa au început să se organizeze mici grupări politice, cea lui Mocioni, Alexandru Mocioni din Banat, după aia a lui Ilie Măcelariu din zona Sibiului, iar la propunerea lui George Pop de Băsești, toate formațiunile astea politice s-au unit sub denumirea de Partidul Național Român.
George Pop a fost timp de 9 ani, a fost vicepreședinte Partidului Național Român, iar după moartea lui Ioan Rațiu, președintele de atunci, timp de 16 ani a fost președinte. Deci chiar în perioada premergătoare Unirii. Deci de asta Băsește este atât de important. Și vă spuneam că veneau foarte mulți acolo. Nu mai vorbesc de oameni de cultură. Petre Dulfu era din zonă, era poetul de curte a lui George Pop. Deci foarte, foarte mulți și oameni de cultură și din toate domeniile. Băsește era centru, acolo venea. Mai mult decât atât, cei care veneau acolo cu perioada aia, cu mijloacele de transport de atunci, aveau nevoie de... George Pop putea să ofere cazare și pentru orice demnitar român și de regulă cam rămâneau acolo. Era și un loc turistic până la urmă. Da, și pe timp de vară ieșeau în grădina lui George Pop. Așa cum mai ieșim și noi acum, nu? La câte... așa. Și acolo este un tei. Teiul Unirii se cheamă. Are peste 275 de ani, mai exact. Deși teiul nu prea trăiește așa mult, dar totuși are... e arbore ocrotit din punct de vedere biologic, iar din punct de vedere istoric, la umbra lui s-au luat cele mai importante decizii privind unirea Ardealului cu România. Deci nu este cu nimic mai pe jos decât Goronul lui Horea de la Țebea, dar nu prea a fost promovat și nu prea este cunoscut. Tot acolo, în grădina lui, s-a ridicat o mănăstire în memoria lui George Pop. Deci după ce a ajuns, după ce a fost la Alba Iulia și a fost ales președinte, avea 84 de ani. În 1918 și totuși a mers la Alba Iulia. A fost o perioadă foarte geroasă și cu mijloacele de transport de atunci a contactat o răceală. Și pe întors acasă, pe 23 februarie moare, iar pe 26 a fost înmormântarea. Ei, contextul politic de atunci, în Ungaria, a fost luată puterea Belakun, guvern al doilea stat bolșevic după Rus. Belakun era deloc de lângă Ceosilvania, mai exact dintr-un sat, Lelei. Și cu George Pop au fost foarte multe altercații. George Pop a avut 3 mandate de deputat în camera de la Budapesta și a avut multe bătălii cu acest Belakun. Iar la, sigur, vestea morții lui George Pop s-a răspândit rapid și Belakun a trimis mesaje că la mormântare va fi prezent și el. Și într-adevăr și-a trimis trupele și de pe colina unde s-a ridicat acum mănăstirea, cât timp a ținut în mormântarea, continuu s-a tras asupra cortegiului funerar. George Pop a fost dus din casa lui în biserica veche, avea biserică de cărămidă cu ziduri groase și acolo a fost făcut prohodul. Era și armata română intrat, a fost o companie care l-a însoțit și sigur îi postau. Deci continuu mormântarea lui George Pop s-a desfășurat sub șuierul glanțelor. E o poveste foarte interesantă ceea ce ne spune, ține de istorie, da. Lucruri care ar trebui, cred că, povestite chiar și în anul acesta al centenarului celor care vor vizita locul. Sigur, le am început să le punem în valoare, să le povestim, dar este și o explicație de ce nu au fost cunoscute până acum. Din 3 motive. George Pop, v-am spus, era președintele Partidului Național Român. Iar după moartea lui, partidul a fost luat de Iuliu Maniu. Iuliu Maniu era din zonă, mai tânărul Iuliu Maniu. Iar în 26 a fuzionat cu nou înființat Partid Țărănesc al lui Ion Mihalache și a format PNţ-ul, un element foarte urât de comuniști. În al doilea motiv, faptul că a fost greco-catolic. Iar al treilea motiv, care a fost cel mai important, faptul că a fost bogat. Deci în zona Codru, de la
5 hectare de teren deja aveai probleme. George Pop a avut o avere considerabilă. Sigur, e altă discuție aici, s-ar putea ține o discuție numai pe partea asta. El și-a folosit averea în scopuri naționale, este foarte bine cunoscut. Și pe aceste trei motive, Băseștiul trebuia să dispară. S-a încercat schimbarea denumirii din Băsești în Livada, după aia casa lui a fost primul sediu a CAP-ului sau a fost tot felul de întrebuiințări pentru care și depozit de îngrășăminte chimice la subsol și cu asta avem cea mai mare problemă acum acolo. Asta vrem să rezolvăm problema și sperăm acum, măcar acum cu centenarul, să reușim să prindem finanțare. Păi, așa, și pe... De asta George Pop a fost un pic scos, chiar n-a fost în istorie până după retragerea trupelor sovietice. Știți că trupele sovietice au stat la noi de 14 ani, după anii 70, după ce am început să ne mai amintim și de istoria noastră, nu se putea trece peste cel mai important eveniment al românilor. 1 decembrie, acest moment, cum îl numesc unii, moment astral, e cel mai important eveniment al românilor în toată istoria lor și nu se putea trece peste George Pop de Băsești. Și încet, încet a început reabilitarea lui și reabilitarea casei. Sigur, și din punct de vedere economic, Băseștiul stătea foarte bine. Chiar era centru în perimetru Baia Mare, Satu Mare, Șimleu. Șimleu era, dar și Șimleu a avut aceea soartă pentru că acolo era Maniu. Era un... o localitate simbol și au făcut Zălău l-au făcut Zălău. Operație tot comunistă. Da, deci asta a fost povestea tristă, practic, a Băseștiului, iar noi acum ne luptăm, asta e primul obiectiv, să refacem casa memorială. Care sunt proiectele de anul acesta pentru centenar? Vreau să ni le spuneți, dar după o scurtă pauză de publicitate. Da. Din 24 de ore, aproximativ 8 ore pe zi, le dormi. Ai acum ocazia să o faci pe Bella Sofia, Giulia, Isabella, Anabella sau Donatella. Da, nu glumesc. Saltelele Bele Materassi sunt acum în Sighetul Marmației. Poți testa confortul, fermitatea, textura și finețea materialelor din saltelele Bele Materassi în magazinul de prezentare din piața 1 decembrie 1918 la etajul 1 din clădirea Practic. Încearcă saltelele Bele Materassi. Excelență în calitate! Vrei geamuri Termopan care să te protejeze de zgomotul exterior și să acționeze ca o adevărată barieră termică, atât iarna cât și vara? Te așteptăm la Nicomi! Avem soluțiile potrivite pentru tine, atât din punct de vedere al calității, cât și al bugetului. Oferim revizie anuală gratuită, iar 10% din preț se plătește doar după 5 ani. Nicomi. Ferestrele și ușile care ne recomandă. Eleganță, rafinament, servicii de calitate, petreceri reușite, evenimente de înaltă clasă. Pentru cele mai importante evenimente din viața ta, alege și tu Pensiunea Doli. Situată la ieșirea din Sighet spre Satu Mare, Pensiunea Doli dispune de o sală și un cadru elegant, modern, ideală locație pentru orice eveniment din viața ta, nuntă, botez sau petrecere privată. Personalul tânăr și profesionist se ocupă de reușita evenimentului la cele mai înalte standarde. La Pensiunea Doli ai parte de meniul zilei și poți să te cazezi cu prietenii tăi pentru clipe de relaxare într-un cadru pitoresc. Informații la telefon 0754-948-444. Pensiunea Doli. Pentru evenimentele unice din viața ta.
Suntem la cabinetul Optic Rina, unde stăm de vorbă cu medicul specialist oftalmolog. Ce ne puteți spune despre cataractă? Cataracta este o afecțiune a cristalinului care se manifestă prin opacifierea acestuia, prin scăderea acuității vizuale și prin încețoșarea vederii. Cataracta poate să fie de două feluri, congenitală și dobândită. Cea congenitală apare în principal la copilaș, poate să fie depistată și la adult, dar adultul are din naștere, numai că nu a fost descoperită. Iar cataractele dobândite sunt cele care apar la bătrâni, la vârstnici sau cei care au diverse boli asociate, cum ar fi diabetul, sau cei care iau anumite medicații, cum sunt steroizii. Și mai există situații în care cataracta poate să fie dobândită în urma unui traumatism, a unei contuzii oculare. Tratamentul cataractei, în principal, este chirurgical. Depistarea cataractei și diagnosticarea ei se face numai de către medicul specialist oftalmolog. Optic Rina. Are grijă de ochii tăi. La magazinul Emanuel din Sighetul Marmației te așteaptă la prețuri pentru buzunarul tău, de la rochii de mireasă, la articole de îmbrăcăminte pentru femei, bărbați, copii, practic pentru toate vârstele. Nu lipsesc obiectele de uz casnic și de amenajarea locuinței, covoare, perdele, metraje, încălțăminte. La etajul magazinului Emanuel găsești colțare, dormitoare, biblioteci, bucătării pentru cele mai variate gusturi. Transportul la domiciliu este gratuit. Magazinul Emanuel, lângă stația taxi, vis-a-vis de Parcul Central. Telefon 0743 022 030. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Astăzi, în cadrul emisiunii Maramureșul Azi, vorbim cu domnul Ioan Călăuz, primarul comunei Băsești, acea mică romă de la Poalele Codrului, cum îi se mai spune și cum a numit-o dirijorul Valentin Băințan. Aș vrea să ne spuneți, domnule primar, pentru că tot este o localitate cu o însemnătate istorică atât de mare, cum vă pregătiți pentru centenar, ce proiect ați depus, mai exact să ne detaliați acest proiect, dar știu că în același timp sunteți și membru în comisia care analizează proiectele de la nivelul Consiliului Județean pentru activitățile care se vor desfășura cu ocazia centenarului. Da, există o comisie la nivel guvernamental, mai exact la Ministerul Culturii, au fost acolo mai multe probleme de-a lungul timpului. Sigur că s-au cam întins sau cam deja trebuia proiectele să intre în acțiune, poate de anul trecut. Suntem deja într-o întârziere, nu știm ce vom mai putea face de acum. Este și la nivel de județ o comisie de centenar, un reprezentant a prefectului, respectiv subprefectul Maramureș, domnul Cosma, reprezentant al Consiliului Județean, vicepreședintele Doru Dăncuș, care este și președintele Comisiei de Centenar pe Maramureș, și reprezentanța instituțiilor de cultură, consilieri județeni și câțiva reprezentanța primăriilor simbol, sigur Băseștiu și Șeștiu, Sighetei cu Mihali de Apșa și mai nou am înțeles Giuleștiu cu Ilie Lazar. Am avut câteva ședințe. La ultima ședință am aprobat formularul de depunere pentru proiecte, bani care, în mod normal, ar trebui să fie repartizați la nivel de județ. La un moment dat am știut suma, dar așa cum se fac la noi toate, între timp a fost schimbat și ministrul și cu orice schimbare de asta ne ține în loc. Deci în momentul ăsta nu știm câte proiecte vor fi aprobate, dacă suma rămâne așa cum e, noi sperăm că da. Dar în orice caz, Consiliul Județean și Prefectura sunt foarte implicați și știu și conștientizează faptul că obiectivul numărul 1, chiar așa au precizat în adresa care au dus-o săptămâna trecută la București, obiectivul numărul 1 este Casa Memorială George Pup de Băsești. Eu sper să se deblocheze și să
dăm drumul, pentru că oricum suntem în întârziere. Deja suntem pe finele lunii martie, până facem partea de achiziții, până ne apucăm de lucru. Nu știu dacă și acolo sunt lucrări de subzidire la casă, dacă finalizăm până în decembrie. Ar trebui să ne mișcăm foarte repede. Da, spuneați că sunteți în această comisie și aș vrea să vă întreb, comisia aceasta practic va distribui banii care se alocă de la minister pe cu ocazia centenarului? Sau? Da, ministerul alocă o sumă de bani pentru câteva proiecte. Pentru un județ, da. Pentru câteva proiecte majore, unde sunt bine definite, și alte sume pentru proiecte care se depun la nivelul Comisiei de Centenar. Sigur, aici comisia asta, rolul ei să vadă să nu se suprapună aceleași proiecte și se aprobă pe baza proiectelor bine gândite și care să aibă legătură cu centenarul. Deci nu o să vă faceți probleme astăzi că banii aceia nu vor mai veni sau nu vor fi aceiași bani și doi, nu știți când vor veni. Nu, eu fac probleme pentru faptul că suntem deja în întârziere, așa cum am spus, trebuia lucrurile astea anul trecut să fie clarificate și poate chiar din toamna anul trecut să avem licitațiile făcute și partea de achiziții și primăvară să ne apucăm de lucru, dar mi-e frică, o să vină târziu și nu să reușim să facem mare lucru până în decembrie. Da, îți spuneați că ați depus și un proiect pentru reabilitarea casei George Pop de Băsești. Practic, de ce aveți nevoie acolo, în afară de bani, ce ați vrea să faceți cu banii pe care îi primiți pentru această casă memorială? Păi pentru casă, exact, am depus proiectul, tot ce scrie în proiect trebuie respectat. Deci acolo sunt foarte clare, inclusiv partea de devize, și foarte amănunțită. Un proiect de ăsta e foarte, foarte greu. Casa e monument categoria A și e foarte greu să se obțină avizul de la Ministerul de Cultură pentru monumente categoria A. Deci e foarte bine făcut, inclusiv expertize cu profesori de la Facultatea de Construcții din Cluj. Deci acolo știm exact ce avem de făcut și nu se poate devia de la proiect nimic, având avizul de la Ministerul Culturii. Ați pomenit în prima parte a emisiunii că acolo cândva, la un moment dat, în acea casă a fost și un depozit de ceva chimic, nu? Da, asta e marea problemă acolo. La subsol au fost depozite de îngrășăminte chimice și astea intră în perete și e foarte greu de scos. Dar avem soluții, în proiect sprinse soluțiile de rezolvare a igrasiei. Ce suprafață are casa și, mă rog, zona care urmează să fie reabilitată dacă vor fi primiți acele bani? E un ansamblu acolo, în jur de 2 hectare, sunt mai multe clădiri. Și e un parc, avem în proiect toată zona să o refacem, să fie un spațiu viu. Și înainte, eram copii, mare parte din copiii din Maramureș de Sălaj veneau la Băsești, la vizită. Dar acum așteptăm să refacem, să putem relua aceste trasee turistice. Aveți și alte obiective în zonă? Spuneați sigur, despre mănăstire, da, care s-a construit pe terenul care a aparținut lui George Pop de Băsești. Da, mai avem mai multe. Avem cimitirul familiei, unde și acolo trebuie reabilitări. Știți că la Alba Iulia a fost ales cei 1228 de delegați, au ales printre altele și marele sfat național, adică Parlamentul Ardealului, iar președinte a fost George Pop. Tot atunci s-a ales și Consiliul Dirigent și Guvernul Ardealului, condus de Iuliu Maniu. Iar partea armată a fost suplinită de către gărzile naționale. Iar prima gardă națională s-a constituit în Băsești. Și conducătorul ei a fost un preot. Deci o personalitate importantă și asta. Și necesită și asta prefăcut mormântul,
După aia memorandiștii. George Popa a fost știți că în fiecare centru electoral au fost 5 delegați și 2 supleanți. Mai avem la Băsește câțiva delegați care la fel trebuie refăcut mormântul lor și marcat locul. George Popa a fost delegat de drept, el fiind președintele Partidului Național Român. Deci, practic, aveți și zona în care a fost înmormântat George Pop de Băsești, da. Unde bănuiesc că este un loc de pelerinaj pentru cei care vor să României. Mai trebuie aranjat lucrări mai ample și acolo. Da, și acum, cu ocazia centenarului, sigur că din fondurile de centenar putem depune proiect la nivel de județ și să refacem și acel loc. Ne urmăresc telespectatorii și probabil că sunt și dintre ei care fie sunt din Băsești, fie au tangență cu comuna noastră și vă întreabă ce faceți cu iluminatul public din comună, că nu întotdeauna funcționează. Ai bine, acum, ca orice nicio mașină și desna și asta mai sunt probleme. Iluminatul public, am fost prima comună din județ iluminată cu LED-uri. Deci un proiect care am reușit, mai avem încă de plătit pe el, dar în general funcționează. Sigur, sunt cheltuieli mari și chiar dacă sunt pe LED-uri, dar în general încercăm să cu foarte mici întreruperi pe perioada de vară când chiar nu e necesar. Ați făcut un calcul de câți bani ar fi nevoie pentru ca reabilitarea casei, a mormântului lui George Pop de Băsești și altor obiective importante din zonă să fie realizate? Deci pentru casă suntem prinși cu 1 milion acum. Nu sunt suficienți, dar cu promisiunea că la rectificare o să ne dea și diferența. Iar pe celelalte proiecte mai mici, da, în jur de pentru mormântul lui George Pop, unde trebuie să mai punem două monumente funerare a părinților lui George Pop, Petre Pop de Băsești cel Tânăr și Susana Pop de Turț, și mai amenajat în jur de 1 miliard lei vechi, cam asta ar fi necesar acolo pentru tot ce e în cimitir și pentru preotul conducător a primei gărzi naționale și pentru ceilalți delegați la Marea Unire care sunt acolo. Și sigur, mai avem și un învățător care a făcut parte din delegația celor 300 care au dus memorandumul la Viena. Știți că George Pop a fost unul dintre cei care a avut de zi, a fost și închis la Vaț, în Ungaria, Lucaciu. Sigur, a avut cea mai mare pedeapsă, 5 ani, dar și George Pop a fost închis la Vaț, în Ungaria, în urma memorandului. Și din Băsești a fost o delegație mai numeroasă. N-am reușit să găsim mormintele tuturor, decât a unui învățător, Kira Gavril, care a făcut parte din delegația celor 300, care a dus memorandumul la Viena în 1900. Ne apropiem încet de final, dar n-aș vrea să încheiem emisiunea înainte de a vă întreba dacă, sigur, e la mod acum ca toată lumea să plece în străinătate și să vină înapoi acasă, să construiască sau să investească în comuna sa natală. Care e exact situația în comuna Băsești, în satele care o compun și mai ales cum simțiți, să spunem, afluxul acesta de oameni care vin și pleacă? Din păcate, media de vârstă este undeva spre 60 de ani. Tinerii nu se mai întorc, cei odată plecați nu se mai întorc. Foarte puțini și-au mai făcut căs prin zonă. Nu știm ce ne așteaptă în viitor. Eu am sperat că odată rezolvată infrastructura se vor întoarce. Sigur, ar mai fi o șansă.
Bun, infrastructura rutieră, spuneți dumneavoastră. Infrastructura nu. Condițiile, apă, canalizare. Și apă, canalizare există? Drum, da, în Băsește avem, dar din păcate foarte puțin. Nu prea s-au întors. V-ați gândit care ar trebui să fie atractivitatea zonei pentru ca oamenii să investească, să vină, să dezvolte zona și din punct de vedere economic și poate turistic? Șansa noastră e partea turistică. Iar în viitor se vorbea cândva de un drum rapid Baia Mare Zalău. S-a renunțat la el. Un drum rapid cu 4 benzi. Ei, în felul ăsta, probabil mulți ar fi ieșit din oraș, Zalău fiind mai aproape, la 30 de kilometri, și probabil ar fi fost atractive zonele de acolo, ținând cont că în zona noastră totuși terenul este ieftin față de... Dar, din păcate, s-a renunțat și la proiectul ăsta. Acum se reface șoseaua mai mare, dar pe cea existentă. Asta înseamnă că perspectivele sunt... Perspectivele, da, nu. Discutabile. Sunt sumbre, din păcate, nu numai la noi, nu numai în zona Codru, care, așa cum v-am spus, a fost cea mai lăsată întotdeauna în urmă, dar cam peste tot în țară, foarte puține zone unde numărul locuitorilor crește. Bun, suntem la final. Închei întrebându-vă dacă vă mai doriți un mandat și în anul 2020, pentru că tot e un an rotund, să spunem așa. Și cum vedeți viitorul Comunei Băsești? Eu sper să pot duce... Sunt multe, foarte multe de făcut încă acolo. Măcar partea asta turistică sper să o pot pune la punct și vom mai vedea, sigur. Urmează. Bun, să sperăm că veți primi și banii de centenar și vom vedea casa lui George Pop de Băsești reabilitată. Poate vom merge și noi în zonă să filmăm și să vedem cum arată această casă azi și după aceea să o vedem reabilitată. Dacă banii nu vin anul acesta, poate aveți o speranță pentru anul viitor, că tot e anul, spunem așa, de George Pop, de centenar. Nu știm ce centenar se poate sărbători fără numărul 1 din România, dar problema care e? Că nu se cunoaște. Deci nu se cunoaște, mai ales în sud. Am adus și miniștrii de cultură în Băsești, dar foarte... Domnul Barb a fost în Băsești. După aia, cu domnul Ionuț Vulpescu am avut mai multe întrevederi în Maramureș. Am încercat să introduc un pic în atmosfera asta istorică, să vadă importanța locului și după aia să discutăm ce se poate face. Deci dacă nu se face acum, nu știu când se mai poate face. Noi am mai făcut câte ceva acolo, sigur, am salvat, am făcut acoperișul, am mai cosmetizat pe acolo una alta, dar investiții serioase care noi nu avem cum să le facem de 500.000 de euro, 600.000 de euro, nu avem cum, nu avem de unde. Deci singura șansă, investițiile guvernamentale, dar fiind totuși de categoria de importanță națională și ținând cont de cât a făcut George Pop pentru țara asta, cred că ar trebui să se gândească mai mult mai bine și măcar acum în anul centenar să finalizăm ceea ce ne-am propus. Bun, vă mulțumesc foarte mult pentru prezența în emisiunea astăzi. Succes și să sperăm că ne veți anunța cu prima ocazie, sigur, că ați primit banii pentru reabilitare. Doamnelor și domnilor, atât pentru emisiunea Maramureșul azi. Vă doresc o seară frumoasă în continuare. Rămâneți cu programele TV Sighet. La revedere!